Dragii mei, veți ști că ați participat sau ați ascultat o predică numai atunci când în inima ei se găsește persoana Domnului. Toate celelalte sunt oratorie, discursuri, vorbărie sau uh, orice altceva, dar nu predică. Predică înseamnă descoperirea. Persoanei Mântuitorului nostru din scripturi, prin puterea Duhului Sfânt. Aceasta se numește predică. Și veți ști dacă am participat la o predică, un, un, despre una se vorbește ca fiind altarul lui Abel, acolo este stropirea sângelui, despre celălalt ca fiind altarul lui Cain, acolo fel de fel, dar lipsește stropirea sângelui. Textul acesta este așa de. De impresionant, parcă atinge Sufletul, va vedea rodul muncii Sufletului său. Am avut și noi harul acesta să vedem în dreptul adunării noastre doi stropi ai rodului muncii Sufletului Domnului nostru Isus Hristos. Am avut harul în al doilea sau al treilea sabat în care am fost în București la Biserica numită vodă, și acolo am mers împreună cu pastorul, cu prezbiterul, cu familia profesorului Borțun și împreună am slujit la botezul sorei Ioana Li, lui, dumnealui, dânsa într-o ocazie viitoare va deveni membra adunării noastre. Au fost 11 ani de dialog, de răspunsuri, de rugăciuni, de lupte și deodată s-a văzut rodul muncii sufletului său. Apoi am traversat țara în partea cealaltă, la Deva, și acolo am avut o persoană, doamna Monica, în vârstă de 78 de ani. Și am rămas copleșit să aflăm că, de fapt, bunica dumneiei ei a fost creștină adventistă. Și am spus, doamne, acesteia, tu ești rodul muncii sufletului lui, dar este împlinirea rugăciunii bunicii tale. Bunica ta a pus această rugăciune. Și câți astfel de oameni pe pământ, cu sau fără știrea noastră, astăzi sunt rodul muncii sufletului său. Așa că noi astăzi nu vom vorbi nici despre Maria, nici despre ce a ales Maria, nici despre sora ei Marta, ci vom vorbi despre acela pe care l-a ales Maria, El este stânca veacurilor, El este temelia. Scripturile vorbesc despre mine, biserica lui Dumnezeu proclamă pe El și vom învăța împreună stând parcă real în prezența Lui în mijlocul acestei situații de o tensiune de necrezut între două clase care constituie astăzi biserica lui Dumnezeu. Nu e vorba de biserică și de lume, este vorba de o soră care și a pus tot sufletul pentru Dumnezeu și în toate lucrările ei și este vorba de sora ei care s-a dăruit pe sine Domnului. Despre acest lucru vom învăța. Acolo, la, în discuția aceasta a Mântuitorului nostru cu ele două, aflăm că în fiecare lucru există o parte bună. Partea cea Bună. Știți că se spune astăzi că unul vede numai partea goală a paharului, unul vede uh, partea plină a paharului și așa. Uh, unul vede pozitiv, unul vede negativ și Mântuitorul spune, uite, există o parte bună în toate lucrurile. Și partea rea nu există. Partea rea nu există, după cum nu există întuneric. Lumina e, e fotonul, dar întunericul nu există. Întunericul este absența luminii. Răul nu există. El este absența binelui. Partea cea rea nu există. Ea este respingerea părții bune. Tot ce este dincolo de partea cea bună se numește partea cea rea. Partea cea bună este El. El este partea mea de moștenire, spune Scriptura. Noi nu moștenim un loc sau valori sau timpuri. Sau... Noi moștenim pe cineva moștenitori împreună cu Hristos. Aceasta spune Sfânta Scriptură. Mergem împreună în această împrejurare care se petrecea la o masă ca aceasta. Și vreau să observăm ceva care m-a speriat, m-a țepat, m-a rănit când am văzut. Pentru prima dată am auzit tonul cu care a vorbit Marta, învățând aici, pregătindu-mi sufletul pentru întâlnirea aceasta, am auzit tonul cu care a vorbit ea. Ea nu a venit la Isus, ea s-a repezit la Isus. A venit repede, s-a repezit la El. I-a spus un cuvânt teribil de greu. Românește se traduce brut, nesimțit. Nu-ți pasă. După care a scos în evidență faptul că sora ei este victima lui. Tu o ții de vorbă pe ea și ea nu poate să facă lucrarea aceasta. Am notat câteva lucruri pe care le voi aduce înaintea noastră cu ajutorul lui Dumnezeu, dar aș vrea să să las lista aceasta deschisă și am mari, sper mari speranțe că voi veți continua să adăugați aici. Sunt atâtea alte nuanțe pe care le vom întâlni noi aici. Înaintea Domnului Hristos, Marta a ales ce să facă, și s-a îngrijit de multe lucruri, iar Maria a ales unde să fie. Aici s-au despărțit drumurile lor, amândouă în biserică. Amândouă în biserică. Totul era legat de Mântuitorul, dar din perspective diferite. Mai departe, Marta a privit la ceea ce a făcut ea. Uite ce. La tot ce a făcut ea pentru Domnul, iar Maria a privit la ceea ce a făcut Domnul pentru ea. Ați observat că în Matei 7, acolo spune, noi am făcut asta, 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 așa este. Dar Maria a privit la ceea ce a făcut Domnul pentru ea. Nu e nicio mențiune la oamenii aceștia care au prorocit, au scos demoni, au făcut mari lucrări. Nu e nicio mențiune sau menționare a ceea ce a făcut Domnul pentru ei. Nu există așa ceva. E totală, absență totală. Partea cea bună nu este reprezentată de ceva, ci este reprezentată de cineva. Indiferent ce s-ar întâmpla într-o biserică, partea cea bună rămâne una singură și partea aceasta e singura care nu se va lua indiferent ce se întâmplă. E singura care rămâne. Multe alte preocupări și discuții și timp și investiție și așa mai departe vor trece ca și când n-au fost. Am fost lângă atâția oameni care au sfârșit drumul vieții lor pe pământ și am văzut că totul fusese uitat, inclusiv copii, familie, biserici, viață întreagă. Un singur lucru rămânea acum când un om se pregătea să dea ultima suflare, partea cea bună, prezentă sau absentă. Chiar am stat de vorbă cu diaconii azi dimineață și am învățat că în afară de curățirea paharelor și toate lucrurile pe care dumnealor și noi toți le-am pregătit cu atâta grijă pentru ziua aceasta, se cere curățirea sufletului. Și Saia ne spune în capitolul 52 și versetul 11, curățiți-vă cei ce purtați vasele Domnului. Nu curățiți doar vasele Domnului. Nu doar preda cuvântul acesta, trăiește cuvântul acesta. Brățiți-vă cei ce purtați vasele Domnului. În orice împrejurare, ai posibilitatea să alegi partea cea bună. Studiul biblic de astăzi pe care noi l-am avut și am trecut așa foarte întreagăt asupra lui, conține ceva cu totul și cu totul deosebit cu privire la relația dintre părinți și copii, dar și la relațiile dintre membrii bisericii și dintre noi toți ca familia Domnului și anume, observă partea aceea bună în cineva și angajează-o, udă, udă ca o floare, încurajează omul acela aceea este partea cea bună, alege partea aceasta. Nu ar fi oare nedrept să vedem numai partea negativă. Nu ar fi oare nedrept să nu recunoaștem lucrarea lui Dumnezeu în partea cea bună. Uite, asta e bună. Și Biblia spune, nu știți că acei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Drept este să vedem numai răul. Drept este să nu vedem urma pașilor lui Dumnezeu în fratele de lângă noi în persoana în vârstă, în persoana suferindă dintre noi. Foarte frumos a fost recitată poezia în dimineața aceasta. Nu este nedrept să vedem doar un aspect, și așa ales partea cea bună și nu i se va lua pentru că cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii dintre voi ne spune Biblia, eram, adică, de fapt, vers, antiplural. plural, eram unii dintre noi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului nostru Isus Hristos și prin Duhul Sfânt. Așa erați unii dintre voi, nedrepți, ați văzut numai răul, numai partea, partea cea bună a trecut neobservată ca și când era neimportantă. Ea și-a ales partea cea bună. Suntem aici la masa Domnului ce alegem și cu ce ne alegem astăzi de aici. Ce se va spune în dreptul meu astăzi aici? Ales am eu partea cea bună sau am ales și am cules? Am posibilitatea aceasta și ea se deschide înaintea ochilor noștri, de aceea îndemna Mântuitorul nostru, lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, Într-adevăr, că noi suntem aici. Avem un loc frumos, avem cântări frumoase, un program frumos, dar astea pierd toate. Nu rămâne nimic. Un singur lucru rămâne, acela despre care a fost vorba aici la biserică, acela care este reprezentat aici, el este partea cea bună. Vorbim adesea de răsplată și răsplătire și veți avea o răsplată în ceruri. În ce constă răsplata aceasta? Păi, uite, o să așa ceva, aici ceva, dincolo. Nu, răsplata sunt eu, i-a spus Domnul Hristos lui Abraham. Eu sunt răsplata ta. Veți avea o răsplată în ceruri. În ce constă răsplata aceasta? Este El, ca să-L câștig pe El. El este partea bună. Alerg spre ținta aceasta. Acesta mi este visul. Așa cum am învățat noi azi dimineață, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești în Hristos Isus. Cuvântul lui Dumnezeu răspunde cu amabilitate sfântă acestei persoane care s-a repezit la Isus, care i-a adresat un cuvânt care nu aparține lui niciodată, el nu a fost acela care n-a fost atent. El știa de un pește în apă, du-te vezi că are un ban în gură. Cu atât mai mult era acolo. Dar Iisus nu se lasă transformat de faptul că ea s-a repezit la el, că i-a reproșat lucrul acesta. Nu. El răspunde dulce, înapoi spunându-i, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frământul, cu nimic nu vei rămâne din toate acestea. Au venit și așa vor trece pentru multe lucruri te îngrijorește te dar de fapt un singur lucru trebuiește. Este unul singur, atât, nu sunt două. Este unul singur, un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Un singur lucru? Da. E posibil să le ai pe toate celelalte și tocmai pe acesta să nu-l ai? Da. Da. Ea le-a avut pe toate celelalte. Tânărul bogat vine și spune, toate le am, toate le am, am păzit, am ținut, toate le am. Da, dar nu ai unul. Și fiecare dintre noi ne vom poziționa în viață în funcție de sistemul nostru de valori. Care e valoarea pentru tine? Ele, aceste două surori s-au despărțit datorită valorilor lor. Pentru una valorile erau anumite lucruri, pentru cealaltă era el. A, a, sistemul acesta de valori i-a despărțit și a, tânărul bogat când ascultă pe Isus, nu-i pricepe mintea, deci nu-l duce mintea. Omul ca de victimă la un moment dat valorilor lui și când i-a spus Isus vinde tot ce ai, gata, i-a stat inima, că el, a, Aceasta era valoarea supremă când i-a spus să-ți lipsește un lucru, el a înțeles că lucru care îi lipsește este să vândă tot ce are. nu se poate așa ceva, pleca foarte supărat, pentru că avea multă avere. Vai de mine, nu se poate așa ceva. Dar realitate nu aceasta i-a cerut Isus. Nu era acesta un singur lucru care îți lipsește. Un singur lucru care îți lipsește era El și vină după mine. N-a mai apucat el nu a plecat întristat fiindcă a fost chemat să umble după Isus. El a plecat întristat pentru că a înțeles el că vrea cineva să ia ceea ce are. Cu nevoie va intra cineva ale cărui, ale, cărui valori ale cărui valori sunt de acest ordin. Nu putem să lăsăm în viața noastră ceva care nu este partea cea bună, așa tolerant. Da, nu, nu putem să lăsăm așa. Dacă lăsăm acest lucru care știm că nu este partea cea bună, îl lăsăm în viața noastră, el nu stă degeaba. El va lucra. Vreau să aduc înaintea noastră niște cuvintele secretarului general ONU. Doug Hammond, că îl cheamă pe el, în urmă a fost secretar. El a spus așa. Nu te poți juca cu animalul din tine fără să devii în totul animal. Omul care vrea să aibă o grădină curată, a spus el, nu lasă un colț cu buruieni care să stea acolo. Pentru că el știe că din colțul acesta cu buruieni totul va fi invadat și înălbușit în final. El știe lucrul acesta. Nu. Partea cea bună nu are nimic în comun cu partea cea rea. Partea cea bună e singurul lucru care va rămâne din toată credința aceasta, din tot ce învață copiii noștri de la noi, din tot ce mărturisim în lumea aceasta, oamenii rămân cu un singur lucru. Partea cea bună prezentă sau absentă. Aceasta, aceasta, este tot. De aceea viața este simplă și credința este simplă. Fac un singur lucru, spune Pavel. Un singur lucru. Îți un lucru. De fac un singur lucru alerg spre țintă, aceasta e ținta. În tot ce fac eu, celelalte sunt manifestările țintei pe care o am, dar ținta, un singur lucru fac cu acesta. Predicatorul, ce să mai predic, ce să mai spun, cum să spun, cum să plac oamenilor, cum să, să, să nu jignesc pe nimeni, cum să stimulez pe nu știu cine. Nu e treaba ta aceasta. Nu te-a chemat Dumnezeu la lucrul acesta. Oamenii te-au chemat și tu ai cumpărat. Predicatorul trebuie să urmărească să un singur lucru. Nu am vrut să știu între voi altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. E un singur lucru. Atât. E singura predică aceasta. Scriptura are acest lucru. Viața însăși este un singur lucru. O, oh, ce complicat. Nu e complicat. extrem de simplă. A trăi este... Zice, stare. A trăi este Hristos. Aceasta e definiția vieții. Și trăim într-o lume care se declară nefericită și se declară așa și. Cât despre mine, fericirea, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Sunt nefericită. Las, înainte, sau nefericită. Înainte să vorbim de. -a. Ce este fericirea? nu știu, păi de unde știi că ești nefericit atunci, dacă nici nu știi ce este? Fericirea este a te apropia de Dumnezeu, este singurul lucru. Și lucrul acesta îl spune Psalmul 27, versetul 4. Un lucru cer de la Dumnezeu. nu trebuie nici viață lungă, nici moartea vrăjmașă, nici averea nimănui, un, un singur lucru cer de la Dumnezeu și îl doresc fierbinte, spune el, aș vrea să locuiesc toată viața mea, în prezența Domnului să mă minunez de frumusețea Lui. Un singur lucru. Păi de-aști David să po Un singur lucru. Atât rămâne. Tronul cu gârla cu toate vor trece, dar un singur lucru va rămâne. Aș vrea să stau înaintea Lui și să mă bucur de frumusețea Lui. Și ca o coronare a tuturor lucrurilor, acest adevăr nu va fi deosebit nici pe noul pământ. Pentru că Sfânta Scriptură spune și acolo tot un singur lucru se va petrece. Un singur lucru. Partea cea bună. Eu sunt, am un 73, 23. Însă eu sunt întotdeauna cu tine. Totdeauna? Da, păi uite, am uitat de domnul. Da, și mi-a luat o gură pe dinainte sau am zis, nu, eu sunt totdeauna cu tine. Totdeauna cu tine. Trebuie să mă asigur. Eu sunt întotdeauna cu tine. Dar eu sunt cu tine sau... Nu, tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Nu te țin eu pe tine de mâna dreaptă, că mie scapă mâna. Mă ții tu pe mine. Sunt sigur că nu, nimeni nu mă smulge din mâna ta dacă mă ții tu pe mine de mână. Dacă te ții eu pe tine, e posibil. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău la fiecare pas. Care e sfatul tău, Doamne, aici? Fatăl îmi spune ce să vorbesc și cum să spun. Acesta este Isus. Gândul: mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Păi, cu simplă simplu a vieții, foarte simplă. Călăuzi de Dumnezeu și. Și atunci, declarația aceasta cu privire la viața veșnică. Pe cine altu am eu un cer, afară de tine? Unu. Un singur lucru, partea cea bună. Pe pământ, în cer, oriunde, pe cine altul am eu în cer, afară de tine. Și pe pământ? Pe pământ nu găsesc plăcerea decât în nimeni, decât în tine. Bine, da, am probleme, sunt. Așa este. De mare diferență să ai probleme în partea cea bună și să ai aceleași probleme în lipsa ei. Carnea și Inima, versetul 26. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele și partea mea de moștenire. La aceasta să ne ajute Dumnezeu. Amin.